bine ați venit la antrenamentul minții. Cei mai importanti sunt oamenii care se antrenează în seara asta pe lângă dumneavoastră de la televizor. Să vă prezint concurenții. Laura, bun venit! Bine v-am găsit! Antrenamentul creierelor. Bine v-am găsit, Laura! Foarte bine! De unde vii? Din București. Și unde ești născută? Tot în București. Bucureșteancă. Ce faci, Costine? La fel de bine, tot născut în București. Cu ce te ocupi, Costin? Acum sunt colonel în rezervă, sunt inginer de aeronave la bază. Ce faci, Răzvane? Foarte bine. Îmi place, elegant, pregătit. Știi regulamentul, mulțumesc. Răzvan, da? Sigur. Anca, știi regulamentul. Da, 100 de lei pe fiecare literă. Da. Câți ani ai, Andrei? 26. Cât? 26. 26? Da. Puneam pariu pe mai puțin. Îi dădeam vreo 20. Da? Era bine. Ce faci? Cu ce te ocupi, Andrei? Sunt controlor financiar într-o multinațională. Controlor financiar? Da. V-aș propune să începem cu cel mai înțipl, așa, cel mai... Hai, Răzvane! Jocul creierelor, jocul cuvintelor. Salut și bun venit la noi. Bine v-am găsit. Cum ești, Răzvane? Bine, mulțumesc. Mă uit pe 37 de ani. Tocmai împliniți. Pe CV-ul tău, la mulți ani. Mulțumesc frumos. Să fie cu noroc. Ce faci? Cu ce te ocupi? Lucrez în domeniul financiar într-o multinațională. Cifre. Cifre, da. Le facem să dea. Master în comunitate, în contabilitate. Contabilitate, da. Contabilitate, audit în ASE, de toate. Da, da, exact. Acum văd în CV-ul tău de Federer. Exact. Tenis? Tenis, da. Știi că da. Am filmat odată cu Ilie Năstase și povesteam de una de alta și am zis să facem ceva nou în emisiune. Fii atent, Răzvan, n-am spus-o niciodată, dar s-a dat la televizor. A pus mâna pe telefon, l-a sunat pe Federer, în 10 secunde Federer i-a răspuns, yes, Mr. Nasty, adică cu un respect foarte mare, Federer, pentru Năstase al nostru. Super. Răzvane, regulamentul îl știi, uite, toată lumea cunoaște, Laura, 100 de lei pe literă. Cel mai important să ne punem trotineta la încercare. Mintea să n-o lăsăm să lâncezească. Răzvan, încep. 4 litere pentru început. Simplu. Fii atent. Copaci care fabrică flori, fructe și semințe, Răzvane. Pomi. Bravo, omule. 400 de lei în 3 secunde. Corect. Copacii sunt ăia, brad, nu, Costine, fagul. Care nu fac fructe. Deci pomii, asta e diferența între pom și orice copac. Excelent. Plopul e un copac, că suntem în plop. Perfect. Bine. Și plopul în aer. Și plopul în aer. Tot 4 litere. Adâncitură extrem de mare în podeaua, dacă vrei, a oceanului. Abis. Omule, așa e. Abis. 6 secunde, 800 de lei. Perfect. De câte vreme ești coordonator financiar? De 5 ani, de când lucrez la această multinațională, însă lucrez în domeniul financiar de 17 ani. 37 7. Ai. Răzvane, de 30 la 37 de ani și lucrez, mamă, de la 20 de ani aproape. Da, da. Oleu, Răzvane, strigă-te de durere sau de alarmă. Trebuie să fii atent la fiecare vorbă din jocul cuvintelor. E o interjecție asta. Literă. Trec secundele. Aoleu. N-am zis adineaur. Nu m-am văitat eu. N-am zis eu. Am cerut pentru siguranță litera. Aoleu, 1200 de lei. Foarte bine, perfect. Răzvan, 37 de ani, s-ar putea să știi cine e predecesorul casetofonului și nepotul pick-up-ului. L-ai prins pe asta? Ai pick-up acasă? Am avut. Casetofon? L-ai prins? Da. Știi, Costine, casetofonul? Literă. Știu și mai înainte de casetofon, mult mai înainte. Îl ai și pe, nu știu dacă mai e pe smartphone, nu știu dacă mai e, la un moment dat era și pe telefon. Literă. Avea antenă mai de mult. Avea o antenă mai de mult. Radio. 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 Fii atent la secunde, calea trec, se duc, de nu le vezi. 1500 de lei, Răzvane. 3 minute, 18 secunde, bine jucat. Îți dau un verb. Verb la infinitiv. A trata pe cineva cu o grijă exagerată. E o vorbă, se zice, când
când tratezi pe un adult ca pe un copil? E o vorbă. Literă? Se zice într-un fel. Literă? Când porți prea multe grijă cuiva, Răzvane. Zici într-un fel. Adădăci. Ăsta e, adădăci. Mamă, ce bine stai la timp. 3 minute mai avem. 4 sunt în total, mai avem 3. Foarte bine. Ați prins dădăcitul ăsta, Anca? Eu ziceam Bibili, care-i... A Bibili? Da, a Bibili. Merge la oameni mai mari, că te mai îngrijește, mai... Sinonim. Da, da, la merge mai mult la haine, Costine. Când, știi, te bibilește, te aranjezi. Aici e a trata pe ceva cu o grijă exagerată. Da. Nu mă mai dădăci atâta, știi? Auzi, e bine cât timp avem cui să spunem asta. Nu mă mai dădăci atâta. Răzvane, fii atent aici. Nu e ușor ăsta. Dar costă 600 de lei adjectivul ăsta. Tip de un de lemn nerafinat. Un de lemn nerafinat e într-un fel. Bă, nu e greu, Răzvane. Îți dau o literă. Știi uleiul de măsline? Că-l cumperi. Ăla fără adaus. Virgin. Bravo, omul. 2400. Bine de tot. Bine de tot. 2400. Răzvane. Aici trebuie să știi un cuvânt. La jocul cuvintelor, important e să și găsim explicația unor cuvinte. Cum ar fi, știi ce înseamnă decorticat? Da. Ce înseamnă decorticat? Decorticat înseamnă... La creveți, fără acea... Poate să fie și la creveți. La șulete. La grăunțe poate să fie. Grăunțe, da. Decorticate, prezente în orice gospodărie. Decorticate alea la care le-ai dat coaja la o parte. Literă? Ai vrut să apeși. La ce te-ai gândit? Semințe. Păi da, asta e, grăunțele, semințele decorticate care sunt... Literă? Care sunt ele? E substantiv ăsta. Hrana aia pentru păsări, pentru porci, are un nume, hrana pentru păsările. Literă? Grâul fără coajă. E grâu, fără coajă, da? Decorticat. Arpacaș. Excelent. Din ăsta se face cel mai popular desert românesc. Știi care Coliva. E? Cum? Coliva. Anca. Așa e, coliva, cel mai popular desert. Din arpacaș se face coliva. Bun. 2800 de lei. Te-a încurcat arpacașul un pic. Puțin. Mai avem 2 minute. Răzvan. Verb la infinitiv, lucrezi într-o multinațională și vorbești despre asta. Este un cuvânt la tine, o să vezi, în masa vocabularului. Vorbești mereu despre a încălca confidențialitatea unui contract, domnule economist. E un verb la infinitiv. Îți dau o literă? Literă? Hai o literă. Când transmiți informații unei persoane care nu e îndreptățită să cunoască informațiile alea. Literă? Faci ceva. Taci, Costine, nu șopti. Cât câștigă negru? Mamă, toată lumea. Bă, cât câștigă negru, cât câștigă esca. Am văzut toată lumea cu știrea. Eu nu pot să... Care însemna să din contract. Vrei să zic cât câștig? Literă, nu mulțumesc. Dar însemna să din contract, să fac ceva din contract. Să dau un vileag, o taină din contract. Răzvane. Te ocupi de contracte. Ești economist, asta faci, contracte la o multinațională. Când spui intenționat sau accidental ceva din contract, e un verb la infinitiv ăsta. Nu, cred că ne oprim într-un verb din lumea ta. A deconspira o serie de informații din contract. A? Divulga. La ești tu, Costin? După L, după prima literă. După prima? După prima literă, după L. Mă mai gândeam și la altele, da. Leu a fost a patra literă, Costin. Nu, a cincea. Divulgat. N-am fost pe fază. Și am cobit acum câteva secunde. Am zis, o să vină un cuvânt care o să ne încurce. Nu-i nimic, suntem în 2500 de lei, stăm bine. Răzvan, hai să ne întoarcem în facultatea ta la forma despărțită de... geamăna sa de către un diametru. Auzi, dacă te uiți băbește,
O să vezi cuvântul. Deci e o formă despărțită de o geamănă. De către un diametru. Figura aia geometrică la 180 de grade. Semicerc. Semicercul e. Mă gândeam că atunci când vine diametru, l-ai luat din prima. Corect. Da. Diametru. Semicerc. 3200 de lei. Bine de tot. Bine de tot. Sumă mare. Păstrează-o. Răzvane. Un minut și 9 secunde în 5 cuvinte. Adjectiv care a fost deschis prin desfacerea marginilor. Tot literă. Băbește, ia-o. Literă. A fost înlăturat de pe o suprafață, Răzvane. Adică a fost... literă. Ai vrut să apeși! Dezlipit. Omule, ești tare. Excelent. 3700 de lei. Nu era ușor. L-ai prins, Andrei? L-am prins. Da? Da. De la început? Nu, nu. Tot atunci când l-am prins și... 53 de secunde. 4 cuvinte. Aici. Grele. Răzvan. 75% zone, 75% acvatice și 25% terestre. Ce sunt astea? Literă. Dacă au apă 75%. Literă. Și pământul e extensia ale uscatului, înconjurat, literă. Înconjurate de apă din trei părți. Vezi la timp. Peninsulă. Zice mai peninsule. Multe zone. Peninsule. Ah. 28 de secunde. Una, două, trei cuvinte. 28 de secunde, Răzvane. Tot adjectiv. Ai jucat excelent. Suntem la 4300 și abia am început seara. Fii atent. Care a fost scos din starea normală a judecății. Literă. Deci din starea normală a judecății. Literă. Literă. Auzi? Literă. A suferit o tulburare mentală. Literă. Puternică, severă. 13 secunde, severă, o tulburare severă. Nu mai gândește lucid, Răzvane. Nu mai gândește, poți, omule. Poți. Hai, 16 secunde, putem, găsim cuvântul ăsta. Nu și-a mai putut controla furia, dacă vrei. Nu e greu, e ușor. Răzvane, 10 secunde mai am. Hai, hai, câștigă 400 de lei. Băi, uite, când am văzut cât de scumpă e benzina, am... Înnebunit. Uf. Când a zis benzina, mi-a venit cuvântul. Deci, mai erau vreo 2 secunde. L-ai chiar... fi prins la... Da, da. Ta. Că și eu nebunesc cu de aceeași chestie. Și toți avem câte. L-ai prins, Laura? Da, pe final. 2 din 10. Hai sus. Știi că am zis adineaur, hai să ne păstrăm aia 4.000. Am coborât un pic la 3.900. Hai să ne întoarcem peste 4.000 de lei. Ești primul concurent, Răzvane. Pentru 1.000 de lei. Atenție la timp. Pentru 1.000 de lei. Pseudoștiință spirituală și interpretativă a caracterului unei persoane. Psihologie? Dacă e pseudoștiință. Iau așa că e pseudoștiință. E practica aia prin care înțelegem influența astrelor, influența stelelor. E o practică, îi zice într-un fel, pseudoștiința asta. Cum o chema? Minerva sau cum o chema pe doamna? Minerva, zic bine, așa e? Minerva, bravo. O știi? Una Minerva. Ele. Da. Urania, Urania sau Minerva? Cum o fi? Arta, mă, de a ghici în stele, da, Răzvane. Știu. Răzvane, arta de a ghici. Astrologie, da. Minerva, Urania, nu mai știu, mă rog. Și am zis astre. Știi? Astro. Da, nu... Cine a luat astrologie? N-am picat pe... Mâna eu sus. Am încercat, ziceam prima oară astronomie și după aia ziceam astrologie. Băi, zice pseudoștiință. Că le zici în alea 30 de secunde. Le zici pe toate, corect. Doamne, eram la 4300, 4400 pe acolo pe unde. Da. Răzvane, 8 secunde pentru 1000 de lei. Hai la 3900. Fii atent.
care se află izolat și nu e de găsit în zone desfrecventate. E așezat în zone mai ferite. E literă. Printre străduțe, care se află printre străduțe, așa în zone mai lăturalnic. Ăsta e, Răzvane. Lăturalnic. Când ești născut? 20 mai. Mai, nu știu cum e maiul ăsta cu astrele, dar de acum încolo, de ziua ta. Mulțumesc, Răzvan. Mulțumesc. Astrologie. Mulțumesc. Anca, hai. Bine. Hai să te vedem. Bine. Bun venit, Ancuț. Bine v-am găsit. Să-mi spuneți dacă trebuie să vorbesc mai tare, că m-am trezit cu o... Ești și răcit, așa? Un pic de răgușeală, da. Cu ce te ocupi, Ancuț? Oficial sunt în concediu creștere copil. Tare. Al doilea copil, într-un timp relativ scurt. Și înainte de asta am îmbinat domeniul educațional cu un pic de comunicare / jurnalism și m-am îndreptat puternic către dezvoltare personală, căci de ce este nevoie. Am văzut că e moda acum. Da. Mama. E și moda, dar este și o necesitate. Ancuța, primele litere, primele cuvinte, primele definiții. Da. Încep? Da. Simplu. Cât ai, Răzvane? 3600 de lei. La 3700 ai sărit pe prima poziție. Anca, uite. Din patru litere, somnul ăla profund indus pe cale medicală. Somn profund, literă. Medicii, ferească Dumnezeu, pe cale medicală. Starea... Coma. A venit și prima literă. Acum pentru tine e și mai complicat, răcită fiind, îți miorcă-i nasul, ești, vezi prin ceață, mă gândesc. Da, un pic. Ancuța, cu atât mai tare e bătălia. Provocarea mai mare. Îți dau o conjuncție, adverb așa. În consecință. Deci? Hei! În 10 secunde, 700 de lei. Perfect. Consultant educațional pentru ce? Pentru profesori? Pentru... Elevi profesori. Elevi profesori? Da. Și e cum sunt meseriile nou apărute? O îmbinare de mai multe elemente, adică și... Puțin din toate. Da. Încerc. Domeniul este vast, asta ne ajută. Că vorbeam de profesor, de a pune cărămidă cu cărămidă, ca în educație. Așeza? Ce faci când pui cărămidă cu cărămidă? Când realizezi lucrări prin construcție, ce faci? Construiești? Da. A construit. Păi nu intră, că uite, trebuie să intre în 500, că o n s t r u i. E din nou. Ce faci? Când ridici o instituție, când ridici o casă? Clădi. Asta e, Anca. Zic pe ăla de 5? Da. Încă unul? Da. Uite, mă, că și eu mă spun. Anca. Adiere plăcută de vânt. Literă. Adierea plăcută de vânt. Mișcarea line. Boare. Ca o boare. Mișcarea line și ușoară aerului. Ai prins, Laura, boarea? Nu. Nu din prima? Nu. 1600 de lei. Și doar 20 de secunde au trecut de când tu ai adunat banii ăștia. E bine. Specialiști în amuzamentul publicului. Specialiști. Literă? Ai o literă. Așa poți să iei toți specialiștii în amuzamentul publicului. Stârneți râsul... Clovnii. Stârneți râsul prin îmbrăcăminte, prin... 2100. Anca. Magazie pentru furaje. Ai rude la țară, undeva da. Lăsat? Litere. Literă. Literă. Construcția aia de... Literă. De mari dimensiuni în care se păstrează cerealele. Literă. Da, știu, Doamne. Hambarul ăla care are niște dimensiuni industriale mari. Încă o literă. Ai, da, 200 de lei mai poți să iei din cuvântul ăsta. Grânar. Da. Mai bine ziceai de bogăția țării sau ceva să de mai repede, cred că. România e grenarul Europei, Europei, știi? Da, sintagma aia. Da, culmea încă este foarte bine la exportul de cereale. Ușurel, așa. Strânginască ești reșită. Da. Nu din alte considerente. 700 de lei. Desfășurare de forțe
În timpul unui război, Anca. Literă. Război. Literă. Confruntarea militară la care iau... Da. Literă. Confruntarea militară. Literă. Ce e o confruntare militară? Bătălie. E o bătălie. E o bătălie. Da. Pas cu pas pas. Știam. Da. Dar de cât timp ești tu răcit așa aici? Azi de dimineață. De azi? Întâmplat. Da. Ești în perioada maximă de... Recent. A contracta o afecțiune prin contaminare, că tot vorbeam de răceala ta. Literă. Ia uite-mă că m-am... Literă. A luat o boală. Ia uite-mă că am luat și eu de la tine, m-am... Oh, da. Literă. Dumnezeu și... Uite-mă, smiorcă și eu. Când iei prin atingere, când tu ești răcită, da, trezit, literă. Mi se pare că și eu sunt răcită acum. M-am molipsit și eu. Știam, da, știam. Am vorbit noi de răcea. Două minute, 18 secunde. Tu ascultă-mă pe mine, ai răbdare, că ai timp. Nu te grăbește nimeni. Asta e și un joc... De toate, trebuie să le vezi, știi, pe toate. Timpul. Stai bine la timp, Ancuța. Substantiv. 800 de lei costă. Exercițiu fizic ce presupune mișcarea continuă a corpului. Știu, sunt mai multe, dar ăsta trebuie să intre în 800 de lei. În 8 litere. Literă. E o probă sportivă pe anumite distanțe, Anca. Probă. Alergare. Bravo! Bravo! Ai văzut? Asta ziceam. Dacă ai cer. Emoții la Răzvan să nu-l depășești, emoții la tine să nu cobori. Răzvan era mult mai sus, ținite. Da, i-a venit astrologia, s-a scufundat. Da. Anca, adjectiv este. European insular cu sânge regal. Ce tare e asta! Literă. Aș fi pus pariu cu ei din prima. Literă. În America ăștia au ajuns. Cred că... Literă. Cred că au ajuns printre primii. Nu știu, abanana. Cred că printre primii colonialiști. Literă. Și dacă nu s-a vorbit despre ei anul ăsta... Literă. E o mare insulă din vestul Europei. Una, două, 300 de lei mai poți să iei din cuvântul ăsta. Nu cred asta. Insular cu... Anca, consultant educațional, Anca. Da. Să-mi fie 20 de secunde. Plouă tot timpul la ei. E obișnuit cu ploaie. Uneori, unul dintre ei mai vine și pe aici, prin România. Îl mare. Britanic. Îl mare vine. Britanic. Ăsta e Britanic. Îl mare vine și la Viscri din când în când. Rușinos. Nu e rușinos. Pentru mine. Nu e rușinos, Ancuță. E despre tot ce înseamnă buton, minte, atenție, distributiv. Britanic. Da. Ai luat Britanic cu colonele? Din prima, da. Din prima? Da, de aici e ușor. 900 de lei. E, aici te duc într-o zonă mai... Sportul te pasionează cât de cât? Absolut deloc. Absolut deloc. Din păcate. Sper să nu fie sportul astrologia ta. Că astrologia a fost cuvântul care l-a îngropat pe Răzvan. Anca, ai 3900, ești pe prima poziție. Țineți-o, păstrează-ți locul întâi. 900 de lei din sport. Încercăm. Fii atentă. Cel mai bun marcator într-un sezon sau într-un campionat? Literă. Taci, Costine, nu spune nimic. Literă. E din sport ăsta. Literă. Ai auzit de Kylian Mbappé? Ai auzit de ăsta? Da. Ai auzit? Da. Fotbal, nu? Fotbalist. Fotbalist. Pa. Zi. Cel mai bun marcator este ce? Cel mai bun marcator. Kylian Mbappé. Messi, de exemplu. Messi. Eu zic pe Mbappé că ăsta a fost cel mai recent. 8 parcă, nu, Costine? Câte? 8? Nu zic. 8 a dat. 8 goluri a dat Mbappé.
Golgheter. Ei! Golgheter. Nu vine să cred. Râde tot. Cred că mai bine îi spuneați de ăștia mai vechi, Cristiano Ronaldo sau Messi. Da, și poate. Nu, nu, că dacă nu știu, o, nu. Dar dacă nu e domeniul ei, o pierdeam de tot. Da, dar Mbappé, ăsta a fost acum în perioada modernă la campionatul din Qatar. A dat 8 goluri Mbappé și de aia. Am văzut meciurile nevoite fiind. De două ori a luat gheata Europei. Da. Corect. Meciurile l-am văzut din cauza sau datorită soțului meu, dar nu. Da, toată echipa făcea pentru el, centrau, toți îi dădeau mingea lui. Corect, 4500, Ancuța. Okay. Okay. 4500. Bine. 900 de lei. Da. Adjectiv. Care se produce rapid și cu violență. Literă. Literă. Se mișcă cu intensitate, așa, pe literă. Neașteptate. Bravo, la un minut ai oprit. 26 de secunde să găsim cuvântul ăsta. Mai ai 600 de lei, poți să-l câștigi din el. Se manifeste cu o forță, Anca, greu de oprit. 600 de lei în 12 secunde poți să câștigi. Depășește limitele prin intensitate. Depășește limitele. Se manifestă. Poate fi greu de controlat. Vântul e așa, vântul. Năprasnic. Da. Atenție, e năprasnic. Nic, nu e năprasnic. Da, deși pronunțăm cu z. Da. Năprasnic. Da. 3900. Uf. Am un cuvânt pentru tine. Mă gândesc acum să vă dam telefonul la mine, da. Da. Cred că te ajut dacă... Pentru 1000 de lei, te ajut, dau un telefon și dacă răspunde acolo unde sun, să văd. Cercetător cu sediul deasupra norilor. Literă. Pentru 1000 de lei. Literă. Literă. Cercetător cu sediul deasupra norilor. Hai să văd dacă răspunde omul ăsta. Ai 3900 de lei și eu sun cercetător cu 20 de secunde. Uite unde sun, uite unde sun. Am văzut, da. La cine, îl știi? Știi cine e domnul? Dumitru Prunariu. Ați apelat mesageria vocală. Nu, el e singurul român care n-a cunoscut, care a cunoscut gravitația, a cunoscut-o. Astronauți. Mai mult decât să-l sun pe domnul Prunariu. Da. Singurul român. Care a ajuns, da, știam. A fost al 40-lea din cei care au ajuns în cosmos. Și singurul român, singurul astronaut din... Da. Dacă îți vine să crezi cât de frumos e jocul cuvintelor, erai la 4.000 ceva, din nou s-a întors Răzvan pe prima poziție. Fantastic. S-a întors Răzvan pe locul 1. Ăsta e cuvântul care te poate duce din nou pe prima poziție sau îl păstrează pe Răzvan acolo. Anca, nu e un cuvânt ușor, da. Face diferența, e ultimul. 1000 de lei face cuvântul ăsta. În 49 de secunde, Anca, ai la timp 49 de secunde. Erai pe prima poziție. Da. Te-ai întors. Cât ai, Răzvane? 3600. E despre strategia, Anca, jocul ăsta. E un cuvânt compus, adjectiv, care este permanent în mișcare și nu poate fi ținut locului pentru 1000 de lei și pentru locul întâi. Literă. E permanent în mișcare. Literă. Ăla care se manifestă prin agitație, prin... Nu se poate concentra pe termen lung. Te ocupi de dezvoltare personală. Permanent în mișcare. Folosești cuvântul ăsta. Îi e greu să-și păstreze atenția asupra unui singur lucru. E mereu... Nu stă locul, e o secundă. E cuvânt compus. Nu stă locul, e o secundă. Ăla care nu neastâmpărat. E cuvânt compus. Se agită tot timpul. Se agită. Super agitat. E activ tot timpul. Hiperactiv. Incredibil. Da, îmi pare rău.
Incredibil. Fii atentă, ascultă-mă. Le zic și celor de acasă și celor care vor veni aici la Jocul Cuvintelor. E despre controlul timpului al minții, jocul ăsta. Tu mai aveai 37 de secunde. Da, da. Păi de ce ai apăsat pe buton? Grabă. Din grabă, da. Grabă. Da, da, recunosc că m-am grăbit. 37 de secunde, Ancuță. Mulțumesc. Și ce sus eram. La un moment dat ai fost pe prima poziție. Da. Cum îi cheamă pe ei mici ai tăi? Mai spune-mă. Alma. Alma. Și Andy. Alma și Andy. Da. Au cât? Cea mai mică are câteva Cea luni? Cea mai mare are 1 an și 5 luni și cel mic are 2 luni. Anca, facem așa. Trimite-i la noi când crezi. Cu siguranță. Da. Noi o să fim tot aici. Da, da, sunt convinsă. Mulțumesc mult de tot. Dacă mai era o literă sau două, era peste da. El, că își dădea seama cu încă da. Două litere. Da. Da, când e să se întâmple... Da, da. A, să costine că vii tu, Laura. Ai curajul? Am. Normal. Ai curaj să avem, Laura. Să rămână, bun venit. Da. Bun venit la noi. Bine v-am găsit. Ce faci, Laura? Foarte bine acum. Ce ai mă terminat? Bucur să fiu aici. Ce ai? Am terminat limbi și literaturi străine. Ups! La Universitatea din București. Opa! Engleză-română. Suntem pe domeniul tău. Să spunem, da. Wow! Cuvinte. Cuvinte. Și ce faci? Cu ce te ocupi? Cu cuvinte. Sunt translator, sunt interpret, sunt traducător de traduceri scrise și câteodată mai și predau. Deci cred în forța cuvintelor. Te joci, da, cuvântul are puterea unui glonț, clar. Așa este. Te joci mereu cu litere, cuvinte. Da. Mă uit pe cartea ta de vizită, îmi place asta cu meditația, că ești pasionată de educație, de meditație. Da, așa este, sunt pasionată de psihologie, de științele educației, de meditație și spiritualitate. Sunt mai multe modalități de a fi înțelept, știi? Și se zice că meditația e cea mai nobilă și imitația e cea mai simplă. Cu asta începem, toți. Cu imitația. Cu mimetica, da. Cu mimetica, da. Laura, om care se joacă la serviciu cu litere și cuvinte. Păi să începem, doamna traducător. Înaripată mare cu penaj întunecat. Literă. La întunecat e secretul. Corb. Corb. Corbul. Corbul. Cum îl chema pe englezul care a scris? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Corbul. Nevermore, corbul. Nevermore. Nevermore, așa e. 300 de lei, bun. Laura, amorez după despărțire. Literă. Adjectiv, deci după de... Iubit la timpul trecut. Fost. Fostul, exact. Sau ex. Nu intra. Nu intra, nu intra. A pune presiune cu degetul pe un buton. A apăsa. Ai apăsat din prima. Vezi, n-am cerut. Am văzut, bravo, mi-a plăcut. 1100 de lei. Sunt curios dacă o să vină și la tine o astrologie, cum a fost cuvântul lui. Sau Anca, ferească la tine, Dumnezeu. Ce a fost la tine? Astronauți, astronautul. La care m-am grăbit, da. Deci asemănătoare, din aceeași familie de cuvinte. Astrologie, astronauți, Laura. Substantiv. Parte care se adaugă la ceva în vederea întregirii. E mai mult așa de literă. Logic asta. Literă. Element, dacă vrei, care vine în completare. Adaos. Ăsta e. Ăsta e. Hai că am scăpat, mi-era frică de cele de 4. Da, pentru că întotdeauna sunt foarte multe variante. Da, așa și e. Mă încurc în ele. Da, alea simple și alea te fac după aceea să devii auleo, da, te gândești, da, caz da. Moral. Nu privim înapoi, numai înainte. Gata, mergem înainte, perfect. Doamna profesor și traducător și de toate, doamna care se joacă cu litere, care este suspect, straniu sau bizar? Literă. Am dat și niște sinonime acolo în definiție. Literă. Adică și suspect, și straniu, și bizar. Dubios. Mă gândeam la ciudat. O joacă bine. Strange. Foarte bine. O joacă foarte bine. Foarte bine. Cuvinte destul de grele. Chiar grele, da. Cel puțin pentru mine. Da. Da, o joacă bine, Andrei, așa-i? Da, pe aia cu arpacașul nu o prindeam nici în 150 de ani. Era greu arpacașul? Nu venea, nu eram pe lungimea de undă a lui. Arpacașul. Nici într-un caz nu o prindeam. Doamna de oraș,
doamna. Nu, am mâncat colivădesc, dar nu. 1800 de lei. Laura, lumini la cutie. Literă. Lumini la cutie. 500 de lei. Literă. 400 de lei. Doamne, iartă-mă. Becuri. Da, da, uite-i cum, uite-l pe Costin cum... Mă bucur, dar fără prea mult risc. Îmi place asta. Îmi place. Prudentă, literă, iei cuvânt. Îmi place. Ai dat la un moment dat din prima, ai prins un cuvânt din prima. Da, 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 da. 700 de lei, suntem la 2200. Ăsta e simplu, ăsta e cel mai simplu. Care revine la fiecare 6 luni. Ai, ce simplu asta. Literă. De siguranță doar. Literă. Se petrece de 2 ori în 365 sau în 366 de zile. Literă. Laura, cât de simplu e. Mamă, cât de simplu e. N-o cred asta. Care revine la 6 luni. Semestru. Da, pe echinocțiu, alea la 4. Adjectiv, atenție, semestru nu. Post, sărbătoare, nu-mi dau seama. Are loc timp de 2 semestre anual. Corect, semestru, dar are loc... Semestru de 2 semestre anual. Anual. Auzi, sunt și revistele așa. E atât de... Taci, Costine! Bilunar, bianual, bianual. Incredibil. Bravo. Cum l-a luat. Mă gândeam la bilunar, aici cu bi o confuzie, pentru că poate să fie la 2 luni sau de 2 ori pe lună. Păi revine la fiecare 6 luni. Da, nu, deci nu, dacă nu mă ajutai, nu mă prindeam. Mulțumesc frumos. Revine, se petrece de 2 ori, ți-am zis, în 365 de zile sau în 366, depinde de ani. Bun, l-am luat, 2600. Laura. Da. Definiția spune cât de simple, zice așa. Participant recalcitrant la revoltă de stradă. Literă. Literă. Persoana aia cu comportament ilegal. Huligan. Mai bine, hai. Trebuie ba, să da. Mă iei pe stadion, că mă uit la fotbal. Decât, câți ani ai, Laura? Am 43. În 42 o să fac 43. Nu i-ai prins pe huliganii din piața universității. Aia nu erau. Era mică, aveam 9 ani. Aia nu erau huligani. Aia chiar erau mai bine huligan decât cum era Costine? Decât comunist. Ce funcție aveai în 90, Costine? N-aveam, eram civil atunci și eram la Revoluție și era să fiu, aoleu, să nu mai fiu. Aoleu, fii atentă, da. 800 de lei. Mamă, cât timp mai e, 3100. 3100 ca bani ca timpul bani. 2, 5, și timp mai e 2 minute și 54 de secunde. Verb la infinitiv. A crea un spațiu propice din punct de vedere sanitar. Dacă ei băbește definiția, ai cuvântul. Literă. Te joci cu literele zilnic. Literă. Traducător. Fii atentă, Laura. Ai o zonă. Da. Și ea trebuie să respecte niște norme sanitare, zona aia, niște corect? Norme, da, 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 da. A crea un spațiu propice din punct de vedere sanitar. Mai ai o literă. Literă. Ai o literă. Mai ai depus 5 litere acolo. Da, literă. 4 litere. A elimina orice agent patogen de pe o suprafață. A dezinfecta, a steriliza. Îmi place că te duci la toate cuvintele, îmi place. Hai, nu merge a dezinfecta, că cum? Nu merge, nu, nu cape. Nu, dar mă gândesc. Îmi place a dezinfecta, că te duci. A steriliza. Când cureți foarte bine o zonă. A spăla cu detergent, a freca. Da, da, păi da, tu îmi zici a spăla cu detergent. Cum se intre acolo a spăla cu detergent? Doamna traducător, când distrugi bacteriile, toate bacteriile alea le distrugi. 5 secunde, nu cred că nu prindem cuvântul ăsta. Dezinfectezi, nu știu. A dezinfecta sau... A steriliza. A igieniza, da, 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 era bine pe detergent, da, corect, că era cu detergent. Detergentul igienizează, da, da. E, asta este, sus, jos, cum ai spus. Cine a luat igienizatul ăsta? Toată lumea cu mâna... Dar nu din prima, nu din prima. Nu-i nimic, nu ne mai uităm, da? Nu. Oglinda retrovizoare, nu, gata, nu, tot nu, înainte. Clar, înainte. 2700 de lei. Mai am unul din 8? Unul din 8, 2 din 9, 2 din 10, adică ne putem duce sus. Okay. Încă poți să fii numărul 1. Examinarea corpului după oprirea semnelor vitale. Dă-o din prima, doamna traducă. Literă. Literă. Dacă ei băbește... Autopsie. Da, sigur. Nu-mi veneam, trebuiau niște litere, că pur și simplu nu veneam. După semnele vitale, absolut, ai absolut. Murit? Știam ce este. La morgă, mă gândeam la morgă. Dar nu-ți venea... Dar nu-mi venea cuvântul, da. Bine, 3300.
E, acum avem 2 din 9, 2 din 10 și avem 3300 de lei. Timp avem. Mult, 2 minute pentru 4 cuvinte. Încep, da? Da, da. Verb la infinitiv. A dezvălui ceva ochilor. Literă. Nu sunt nici ușoare, dar sunt scumpe. A descoperi. Excelent. Excelent, Laura, excelent. 4100 de lei. Foarte bine. Fii atentă la asta. Da. Mamă, prima poziție. Ești pe locul întâi. Da, amintește-ți că a fost... Da, absolut. Și nu. Anca a fost pe locul întâi. Practică magică în versuri. Literă. Literă. Doamna traducătoare, literă. Poezia e supranaturală. Literă. 500 de lei mai poți să iei din cuvântul literă. Ăsta. Amenințarea. Descântec. Descântecul. Excelent. Descântecul. Mă gândeam la tipuri de poezie. Nu, că era practică magică, știi, în da, versuri. Da, versuri, mă gândeam la tipuri de poezie, clar. De ochiul ăla care e furtul de energie, descântec. Prin descântec, te ocupi de... Îți place spiritualitatea foarte mea? Mult. Să nu ducem în derizoriu descântecul vechi, nu, că... Nu, 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 absolut un că un adevăr undeva există. Laura, 4500 de lei. Bun, prima poziție. 2 din 10. 2 din 10. Adică te poți duce la 6500. Cu ajutorul lui Dumnezeu. 1000 de lei. A schimba intenționat sensul unui mesaj transmis de cineva. Literă. Definiția te duce la cuvânt. Literă. Când înțelegi greșit esența unei idei, Laura. Literă. Taci, Costine! E cu mâna sus, Costin. Taci, Costine! Când literă. Mi s-a întâmplat și ție ți s-a întâmplat. Răstălmăci. Ăsta e! L-ai prins, Costine, l-ai prins. Mi-a venit de natura și m-am blocat în el. În denaturat, denaturat, denaturat. N-am putut să ies din cuvânt, da. De-aia e cerul literă, literă, da, ca da, să da, te scoate. Da, ca din... să mă scoată pentru că mă țineam denatura mesajul. 5100. Bine de tot. Mulțumesc frumos. Bine jucat. Și acum avem un cuvânt de 1000 de lei. Spune. 1 minut și 16 secunde. Avem timp. Avem, spun. Timp. Deci avem timp. Avem. 1 minut și 16 secunde. Plus 30. Partea interesantă e că ăsta e și un obiect. Un obiect, ok. Laura. Da. Bandă lungă din oțel cu tăiși și dinți. Literă. E lungă. Ferăstrău. Cum? Ferăstrău. Fierăstrău. Când ai zis ferăstrău... Ferăstrău, mă gândeam ferăstrău sau fierăstrău. Când ai zis ferăstrău, nu l-a nu luat l-a sistemul. Luat, l-a luat, fierăstrău. Da. Mamă, cum am jucat-o. Și mai avea aici, fii atentă, mai avea 1 minut și 9 secunde. 6000 de lei. Am timp mereu. Sunt foarte punctuală și am timp mereu. Mă bucur asta. Mulțumesc frumos absolventă pentru experiență. Absolventă de litere, traducătoare... profesoară, Laura. Îi salut pe toți elevii mei și pe prietenii mei și pe fetița mea, Evelin, te iubesc. Mulțumesc că ai fost cu noi, Laura. Mulțumesc și eu. Costine, ia stai tu acolo liniștit. Da. Ești atât de vorbăresc. Stai, stai mai liniștit. Hai, Andrei, ia vino tu, că ești mai tăcut așa. Salut, puștură. Andrei, nu e de nebătut. Suma asta poate fi înfrântă ușor, 6000 de lei. Ce faci, Andrei? Bine, ce să fac? Câte doctorate ai, câte mastere, câte... Master. E prea doctorat, nu. Master. Cum? Doar un master. Un master. Da. Eu nu cred că mai... Nu cred că mai e om fără master în România. Mai e fără master? Nu. Eu. Da, Laura. Da, master. În ce ai master, Andrei? În finanțe aplicate. Super. Am făcut o limba engleză la ASE. Văd acum în CV-ul tău că ești pasionat de călătorii. Da. Să dea Dumnezeu că e tot ce îți aduce bucurie, îți aduce... Exact, unde exact. Vrei, unde îți dorești mult să ajungi? Zi-mi un loc de pe pământul ăsta. Australia. Australia. Îmi doresc foarte mult în locuri în care nu a ajuns prea multă lume și nu sunt atât de populare. Au africanii o vorbă. Noi avem timp, voi aveți ceasuri, zicând despre noi europenii, știi?
Africanii, noi avem timp, noi europeni avem ceasuri. 4 minute ceasurile la noi, Andrei. Încadrăm. 6.000 de lei. Fii atent aici. Încep cu 4 litere, spunea Laura că astea sunt cele mai... Hai să vedem. A face o promisiune sacră. Ești căsătorit? Nu. Las că vine. Literă? A face o promisiune sacră. A jura. Cu mâna pe Biblie. A jura. A jura. 12 secunde, 300 de lei. Pasiunea de sport, așa, cât de cât? Așa, goal getter, ai fi prins? Da, da, am luat-o, da. L-ai acolo, prins? Da. Goal getter, ea, Mbappé, Messi, mâna lui Maradona. Puștule, mâna lui Maradona. Literă? La mano de Dios. Mâna lui Maradona. Hands? Hands. Eu zic că n-a fost. Nu e de pe vremea mea, sincer. Da, da, știi, a fost Argentina-Olanda, finala. 86, Argentina-Anglia. Anglia-Argentina. Că asta era bătălia. Costine, te-am prins aici. Mano. Las-o, fotbalul, gata, uită de fotbal. Fii atent aici. Andrei, da. Nu ești căsătorit? Nu. E o doamnă, e o domnișoară? Da, e, da, da? Da. Cum îi zice? Adina. A face gesturi care arate interesul pentru Adina. Literă? A atrage atenția Adinei în mod elegant. Literă? Când flirtrezi tu cu Adina, ce îi faci? A curta. Da, când flirtrezi tu cu a curta. Bucată de material pentru sezonul rece. Blană? M-am gândit. Geacă? E o fâșie din aia care îți ține cald, de lână. Fâșie de lână, ține cald. Iarna, pui la gât. Fular. Fularul pui la gât. Fularul. Andrei. Stăm bine. 600 de lei, 6 litere, da? Da. Mai avem timp, 3 minute și 14 secunde. Iris de culoarea castanelor. Căprui. Omule, ne-am revenit. 2000 de lei, perfect. Căprui. Fură inima oricui. 3 minute, 12 secunde. Andrei, dacă tot îți plac călătoriile, ești pasionat de călătorii, formă de politețe pe Riviera Franceză, știi? Literă? Riviera Franceză, acolo unde jandarmul la Saint-Tropez, știi, lui de fine. Literă? Pe Riviera, când te duci pe Riviera Franceză, la Saint-Tropez, cum spui? Bonjour? Bonjour! Am vrut să zic niciodată, dar nu mă gândeam să fie un cuvânt în franceză. Da, franceză mai are un O. Și ar fi fost cu 7 litere. Bonjour. Am scris o variantă de... Știi unde am greșit eu? Că nu ți-am spus că vine din franceză. E, da. E hands-ul meu aici. Bine că l-a prins. E hands-ul meu, dar bine că l-ai prins, da. 700 de lei. 2400. Andrei. Asta e așa o... mai colocvial, așa, mai între noi vorbind, a consuma din belșug tot felul de mâncăruri. Când mănânci peste limită, îți dau o literă dacă literă. Vrei, înfulec o literă. Mușcă dintr-o literă. Încă o literă? A fi plin, Andrei, peste măsură. Buiba. Asta e. Te-am lăsat așa. Uf. 2900. Vezi că încă mai poți. 6000 are la ora. Puștule. Medii sintetice pentru floră și faună marină. Acvarii.
M-a blocat. Da, l-a luat din prima. L-ai luat din prima, Costine? Da. Da? Dacă eram în locul... Da? Era ușor, Laura? Da, da. De aici oricum e. Corect. E mult mai ușor. Medii sintetice, recipientele alea din sticlă. 3600 de lei. Bine. Puștule, poți să te duci sus de tot. Și tu nu te joci cu litere cum se joacă Laura, tu te joci cu cifre, nu? Când am nevoie... A, da, și puțin, normal, cu cifre. La treabă, da, la tine, da, la muncă, da, ești, da, cu cifre. Da, da. Master în ce, cum ai zis? Finanțe aplicate. Ei, finanțe aplicate. Adjectiv, Andrei. Doamnă cu origini orientale. Deci, doamna cu origini orientale. Literă? Că vorbeam de meditație, literă. Laura, ea se roagă în poziția lotus. Știi? Doamna, vorbea Laura că îi place meditația. Literă? Doamna asta care stă, nu știu, stă în Tokyo, stă în Saigon. Ai fost în... Nu. Are legături culturale... Asiatică. Cum te-am întrebat? Ai fost în... Un minut și 53 de secunde. Andrei, să nu uit să spun că vine din engleză, că la bonjour nu ți-am spus că vine din, da, franceză, hențul meu, ăsta vine din engleză. Procedeu de gătire a cărnii într-un mediu greu de controlat termic. Literă? Nu e ușor, dar e un cuvânt de 800 de lei. De 700 în clipa asta. Literă? Hai încă o literă. Coacerea aia la foc iute. Are o denumire. Îți mai dau o literă? Denumire, nu. Literă? 500 de lei mai poți să iei. E o tradiție culinară respectată cu sfințenie, dacă vrei, în Texas. Texanii l-au votat pe Trump în un număr mare și după aceea s-au dus. Literă? Una, două, 300 de lei din cuvântul ăsta? Nu cred. E unul din cele mai ușoare cuvinte ale serii, Andrei. Barbecue, mă, frigerea cărnii pe grill. Da, ți-am spus că vine, da, din engleză. Da, da. 4300. Grătarul ăla cu rădăcini englezești, americane. 4300. 2 din 9, 2 din 10, Andrei. Astea sunt cuvintele alea care te pot duce pe prima poziție. 6000 are traducătoarea. Andrei, care a fost inclusă cu sau fără voia sa într-o activitate. Implicată. Literă? Îți dau o literă? Implicată. Fabulos! Incredibil! Păi, omule! Bun. Mi-a luat ceva să calculeze, nu eram sigur. Nu credeam, nu mă așteptam. Bravo, Andrei. 3 cuvinte mai ai și ai deja 5200 de lei. Andrei, poți să te duci nu doar pe prima poziție, sus de tot. Puștule, nu puneam mult la pariu, dacă era pe pariu, nu puneam mult pe tine. Eram convins de traducătoare, se joacă mereu cu litere. 20 și cât ai? 6. 26 de ani. Puștule, nu, pierdeam la pariuri. Dar stai că nu s-a terminat meciul. Stai. Corect. Mai am un minut și 5 secunde pentru 3 cuvinte, deci meciul se joacă. 900 de lei face cuvântul mitralieră în construcție. 900 de lei, omule. Literă? Rotopercut. Literă? 700 de lei. Literă? Nu poate să-ți vină ție de hack un obiect. N-are cum să-ți vină un obiect. Literă? De hack. Puștule, Andrei, pentru suprafețe dure, pentru suprafețe foarte dure, se folosește, știu, un obiect. Este, dar nu... Dar literă? Știi obiectul care, da, se folosește la suprafețele dure? Bormașină. Ăsta e bormașină, omule. Bormașina! Bormașină. Mamă, cum o jucăm. Jumătate de minut pentru 2 cuvinte care te pot duce, ai 5600 cu 1600 și cu încă 1700. Andrei,
1000 de lei, da? Da. Mamă, ce bine joci! Încep, adjectiv. Care are un efect puternic asupra celor din jur. Literă? Încet, relax. Suntem pe ultimele secunde de meci. Care are personalitatea literă? Aia magnetică, Andrei? Literă? 16 secunde, care poate să captiveze atenția unor oameni. Știi? Mai e 500 de lei de câștigat din cuvântul ăsta. Hai că poți, puștule. Hai că poți. Dacă iei cuvântul, te duci pe prima poziție, e 5600 de lei. Efectul ăla puternic asupra celor din jur. Personalitatea e puternică. Personalitatea e atractivă, puștule. Hai, te las să o gândești. E atractiv prin modul de a fi. Adică este... fermecător, da. Atractiv. În jurul, am zis cuvântul ăsta de 1000 de ori ca să găsim un sinonim la atractiv. Puștule, 9 secunde. Poți să fii pe prima poziție. Cuvântul următor face 1000 de lei. Tu ai în clipa asta 5100. Dacă iei cuvântul următor, fără să ceri nicio literă, ești pe locul întâi. Încercăm. Avem ce să pierdem? Nu. Andrei, n-avem ce să pierdem. Laura are 6000. Cu timpul ne bate pe toți. A mai rămas cât ai lăsat, Laura? Un minut și ceva. Un minut și nouă, peste un minut. Deci gata, la timp ne-a bătut. Andrei, cuvântul cel mai tare este. Îl folosești. S-ar putea să fie un pic mai, așa, mai de costine, cât ai, 50 și cât? Aproape 56. S-ar putea 50, să fie 50 luni s-ar putea și 15 să fie mai zile. De generație. Am băiat ca el. 26 de ani face mâine. Andrei, ăsta e cuvântul care face diferența. Poți să fii pe prima poziție. Nu mai lua nicio literă. Încep, da? Ai 39 de secunde să iei 6100 de lei și să fii pe locul întâi. Copil sprinten și zburdalnic! Ăla care se scarpină în cap, se uită la ecran. Mic, dacă vrei, om mic de statură. Îi mai zice așa, la omul mic de statură. Prichindel. Cum? Prichindel. Fabulos! Incredibil! Foarte bun. Băi, nu foarte... Deci nu puneam la pariuri dacă era, nu recunosc acum. Nu puneam pe Andrei. Puneam toți banii pe Laura, traducătoră, sau pe colonel, pe Costi. Puștule, și ai început, ai cum ai început, așa greu. Băi, puștule, tu ești bătut doar când te vezi în autocar. Exact, da. Așa, da. Așa e echipa Germaniei. Da. Andrei, ai 6100 de lei. Bravo, puștule. Nu s-a terminat jocul. Vine Costin. Bravo. Tu poți să schimbi tot clasamentul, omul. Încercăm, sunt optimist, incurabil, dar... Costin! Colonelul! Bun venit, Costin. Ce te-am găsit, dar... Mă bucur să fim împreună. Ce seară am avut și ce... Ce seară ce minunată! Minunat. O cântă... Fuego a preluat-o, de la, nu dar... știu, Jan Raiburg sau Surucianu, unul din ăștia doi. Surucianu, unul din cei doi. Jan Raiburg e cu pălărea. Da. Și Fuego a preluat melodia asta. Au cântat-o toți trei. Și la muzică te pricep, Costine, și colonel în rezervă. Da. N-a fost meseria mea, nu mă gândeam vreodată că ajung înapoi în militarie. Pentru că am făcut aeronave și am lucrat în domeniu, dar... Am fost în cercetare și am fost plătit mai prost decât un muncitor. Suna pompos, inginer, cercetător, da, suna științific, bine, stagiar. Și salariul era de... Salariul era... Câștiga mai mult în turbomecanica ca muncitor. Și atunci te-ai dus în armată. Și ai luat-o pas cu pas până la... Nu imediat. Întâi am fost... mi-am făcut și meseria la Aeroclubul României. Mamă. Aveau nevoie de cadre... Și pur și simplu am
am aflat și am ales, nu cu sufletul, am ales... Pot să vă dau exemplu, exemplu financiar cum era în 2000. Te rog. În 15 martie, când am fost angajat în jandarmerie, tânăr capitan, că aveam peste 32 de ani, deci salariul meu de inginer era 3500 și primul meu salariu a fost de 11.000, deci de 3 ori și ceva. 10.500 ar fi fost de 3 ori fix. Mamă, am înțeles. E la mai mare căutare bulanul decât pixul. Da, numai că norocul meu a fost că să nu prea fiu în stradă. A fost o chestie de atenție distributivă, cam cum e și aici. Ultima, am fost la dispecerat și trebuia să fiu foarte... Ești obișnuit cu atenția distributivă, da? Să încercăm, Costine, nu știu, e cât, timpul puștule, cât ai zis? 6.100. 4 minute. E dar greu. Să știi că 4 minute a avut și Andrei. Toată lumea a avut 4 minute, Costine, dar e foarte greu să-i depășesc pentru că, Costine, dar nu e imposibil. Niciodată nu e imposibil. Never say never. 4 litere, numai bun pentru a fi folosit. Util. Util. Pregătit pentru o anumită activitate. E cum e? E terminat după lungi pregătiri. E cum? E... M-a avut dreptate, Laura, că astea sunt grele primele. Adjectivul ăla adverbial. Hai, oprește-te acum, zi. Hai, că în 9 secunde trebuie să găsim cuvântul. Ales, nu ales. Nu. Hai, că sigur e gata cuvântul, dar zi-l. În 1, 2, 3, 4 litere. Hai. Ce ușor, foarte ușor. A zis, sigur e gata cuvântul, am și zis. Știi că a zis? Sunt emisiuni în care spui de două ori cuvântul și tot nu se prinde respectivul, pentru că și eu eram foarte concentrat. Dar tu mi-ai spus că ai atenție distributivă. Ia că l-am spus, hai că e gata cuvântul. Se întâmplă uneori. Costine, ăsta e simplu. Iau literă ca să nu mai... Substantiv neutru, simbolul ăla de culoare roșie pe cărțile de joc. Caro. Dacă nu era caro, e romb. Cum ai zis? Bravo. Deci erau ambele variante. Dacă nu e inimă roșie, e... Bravo, excelent, perfect. Romb, așa e. 500 de lei. Și ziceam că ce liter, mai bine. L-am recuperat ce am pierdut prima. Mai bine, 7 secunde. Suntem pe 0 în clipa asta. Parcul de distracții rural. De mai demult, îi zice într-un fel, Costine. La 55 de ani, domnule colonel. Când se duc oamenii la târg, vă la... Vă dau o literă, domnule colonel. Da, hai, o literă. Târgul ăla, cum ai zis tu, așa e, are muzică, are de toate, are... Bâlci. Cum? Bâlci. Ăsta e bâlci. Mai zi tare. Bâlci. Bâlci. A, dăduse-mi. Bun. Perfect. Vezi că fiecare literă te costă. Ăsta mic are 6.100 de lei, noi avem 400. Putem. Verb la infinitiv. Ai cere cuiva să vină la tine, domnule colonel. Treci. Literă. Verb. Am zis că e verb. Am zis că e verb la infinitiv, adică infinitivul ăla cu a face, a merge, a cânta, a invita pe cineva într-un loc anume, Costine. Mai dau o literă, ce Dumnezeu literă. Să spun. Chema. Domnule colonel, tare apăsați aici. Știți? Da. Nulia, da. Și cuvântul spus răspicat, puternic, bravo. 700 de lei, mai avem 3 minute și 16 secunde. Hai la 600. Ăsta e simplu. Îl iei din prima. Îmi place că ești pasionat de cărți, de călătorii, de toată lumea asta. Așa că îl iei sigur din prima. Suratele lui Moby Dick. Hai, dă-i! Literă? Moby Dick? Moby Dick, copiii care se uită la televizor acum știu cine a fost Moby Dick, Doamne iartă-mă! Literă. Costine. Au un tonaj uriaș, surorile lui Moby Dick. Au literă. Ce-a fost Moby Dick, omule? Balenă. Balene. Cum? Balene. Balene. Chiar uitasem de Moby Dick. Moby Dick, cu capitanul, cum îl chema Laura, ți-mi minte? Ahab. Cred că știu cei mai tineri mai bine decât mine de Moby Dick. Puh, bun. 600 de lei. Păi mergea cu Moby Dick-ul ăsta. Nu, 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 nu,
Nu, ai eram cu altceva, cu Tom și Jerry, cu... Păi, Tom și Jerry, șoarece și... Mă gândeam la brațe, la Dona, la toată lumea. Nu mai contează, trecem mai departe. Trecem. Adverb. Mergem înainte. Adverb, Costine. Care are loc în realitate. Adverb. Are loc în realitate. E real, e palpabil, e cum, e real, e... Atins, poate să fie observat atins, și literă. Se petrece în mod real, este... Literă. Măi, visez eu sau e chiar... am visat sau e... Îți mai dau o literă. Literă. Hai, o literă. Se petrece în adverb. Are loc în realitate, e chiar... Când... Cândva... Nu. Doamne, e chiar... Se... Acum... Domnule colonel, zici că visezi, zici că nu se petrece... Aievea. Zici că visezi... Aievea. 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 Visezi sau e... Aievea. Visezi sau e real, dar mă rog, visezi sau e Aievea. Da. Așa e în poezie. 700 de lei. Și am tot zis... Măi, e mult visezi? Mai greu, cum spun și alții, aici... Știu. Dar și acolo te-am văzut că aveai toate degeaba definiții. Le-ai pe ale altora. Fiat, 700 de lei. Zonă pentru cazare temporară în aer liber. Deci, știi? Cum se fac nunți la corturi. Literă. Ce nunți, doamne, iartă-mă, firea mama lor de nunți. Hoteluri. E scump la hotel. Te duci mai bine la... Când te duci cu mașina cu astea, cu astea. Zi, că e scump la hotel. Și atunci mai bine te duci la... Cu literă. Când, da. Mai, te duci cu cortul, te n-am duci, nu știu... N-am fost cu cortul, fost, literă. Unde literă. Ai fost cu cortul? N-am fost. Păi nu, că ești colonel. Literă. Te duci cu cortul. Camping. Îl aveam în cap, dar nu venea. Dacă, cine a luat camping? Dacă uite, nu toată, merg cu cortul, nu luat merg tot, cu... S-a luat camping, uite-i. Dacă erai acolo, aveai campingul de mult. Incredibil. Costine. Piet. Hai pe logică să o luăm acum. Mai am de câte... Mai ai? Mai am unul de șapte? Suntem sau, la șapte. Mai am unul din șapte, două, șapte, două. Șapte da. Litere. Șapte da, cuvinte, da, adică da, nu da, mai avem. Fii atent. Persoană responsabilă cu mentenanța spațiilor publice. Să intre în 700 de lei. Îți dau literă? Hai o literă. E la salubritate publică angajatul ăla. Literă? Îl salut pe domnul Prigoane, dacă se uite. Știu că se uite, că mi-a povestit. Literă? Silvius, salutare. Șantier. Eu zic de Prigoane, măi, și tu unde te duci, mai? De gunoier. Cum? Gunoier. Gunoier! Nu știi că avea domnul Prigoane... Da, asta m-am gândit, dar... Avea firma aia de racele. Păi cum, doamne, iartă-mi! Știu, n-au fost în proces de 10.000 de ori cu doamna lui Bagmuțean de 10.000 de ori sau căsătorii. Lasă-l! Tu gândește-te la tine, la definiții, Costine. 800 de lei. Ăsta nu e foarte ușor. Ai grijă la timp. Ăsta e verb la infinitiv, atenție la timp. A desluși o problemă greu de înțeles, domnule colonel. Elucida. Literă. Când literă. Înțelegi o idee după mai multe încercări. Literă. Așa. Avem jumătate de minut acum. Ce? Nu. Când lămurești, a lămuri o confuzie. A lămuri o confuzie. Descurca. Descurca. Ești acolo, ești aproape de cuvânt în 15 secunde. Descălci. Ăsta e, l-am luat. Wow. 44. Nu, cu asta să-mi bag banii la cec, nu e. E voie, da, nu e jurătură. Nu e jurătură, nu. Costine, mamă. Deci mai am... 1 din 8, 2 din 9, 2 din 10. Da. 5 cuvinte, timpul ne încurcă, 44 de secunde. 5 cuvinte. Da. Da, 4 secunde pentru 8. Bun. 10 pentru 9, 10 pentru... Da, 10, celelalte împărțite corect. Îmi place matematica ta. Fii atent, cel mai important lucru. Poți să fii pe prima poziție. Foarte important. 6100 arandrei. Tu ai 2400 și încă mai ai cuvinte. Deci, colonele, poți să fii pe prima poziție. Încercăm. Hai.
autoritate în grupurile anumitor populații. Literă, literă, literă. Migratorii. Literă, literă. Aș suna cum l-am sunat pe domnul Prunaru, dar nu știu pe nimeni. Nu cunosc pe nimeni. Conducătorul ăla, conducătorul unei comunități minoritare. Cum erau ăștia Gengis Khan și cu... Lasă, nu te du atât de departe. Vino mai aproape la noi. Vino la noi. Nu te du atât de departe. Vino la ai noștri. Liderul fierarilor, liderul lăutarilor, liderul... Buli. Cine a șoptit Bulibașa? Eu. Andrei. Nu cred că a șoptit, dar adică eu n-am auzit. Eu n-am auzit nimic. Ai zis Bulibașa, Andrei, ai zis așa? Când ai zis de fier de... Te-ai prins de Bulibaș? Da. Ai luat Bulibaș și ai și șoptit. Vezi că șoptind vine, haț. Gata, 9... Fii atent aici, ascultă-mă. 9, 9, 18 și cu 20. Ascultă-mă, ascultă-mă aici. Afacere care vinde cele mai aromate vicii. Locul unde viața devine mai literă, dulce. Literă, literă, literă. Viața literă. Devine mai dulce. Îți plac savarinele? Eclerele îți plac? Da, îți plac jofrele? Unde, Doamne iartă-mă, le găsești? La cofetărie. Sau cofetării. Cofetă? Cofetărie. Costine, 3, nu? Costine. Unul din 9 și 2 din 10. Costine, domnule colonel, care este încrezător în sine și nu se ferește de riscuri. Ia decizii curajoase ca așa literă, literă, atingă scopul. Literă. Ia decizii curajoase. Este... Are... De, ăla care are curaj. Iese din tipare. E într-un... Îndrăzneț. Bravo, bravo, omule! 10 litere, 1000 de lei. Costine, domnule colonel, o știți pe asta. Clădire care oferă găzduire luni, ani sau o viață? Garnizoană? Păi las-o. Costine, domnule colonel, o știți pe asta. Clădire care oferă găzduire luni, ani... Sau o viață? Garnizoană? Păi las-o. Literă, hai literă, o literă, literă, hai o literă. Literă. Loc cu răcoare literă. Și pază. Măi, dacă scrii închisoare. Că... Închisoare. Bravo, închisoare. O viață la garnizoană, nu. Că tot ești la pensie, cum ești tu, colonele, corect? Dar la pușcărie poți să stai pe viață. Că, știi, și stai și gratuit. Și primești. Elevii nu primesc micul dejun gratuit. Pușcărea și-l primesc și prânzul și... Costine, 1000 de lei, 10 litere. A urmări progresul sau regresul cuiva într-un anumit domeniu. Literă, literă, literă. Balenele, literă, le pui ceva. Literă, literă, literă. Mamă, mamă. Monitoriza. Asta te-a distrus, Costine. Literele multe cerute. Nu, dar... Știam deja la ultimele trei cuvinte, știam că nu mai am șanse să-l ajung. Să-l prinzi. Și atunci am încercat măcar să iau cuvintele. Știi ce mi-e ciudă? Sunt convins că știai de Moby Dick, că e balenă. Sunt convins. Dar nu, nu ăla, ăla era scurt. Am luat trei litere și până la urmă l-am spus. Nu. A fost și... Au fost și în alte momente. A fost și Moby Dick-ul ăla. Așa a fost să fie, să câștige cel mai bun. Așa a fost să fie și... Și mă bucur că, v-am zis, un băiat care... Și tu ai fost un om îndră... Zneț. Mulțumesc, Costine. N-o să credeți. N-aș fi pariat pe puștul ăsta. Andrei, 6100 de lei a câștigat. Bravo, Andrei. Te-ai bătut cu o traducătoare, te-ai bătut cu un colonel, Anta, care lucrează în educație. Uite-l pe Răzvan, în economie. Bravo, puștule. Mulțumesc. 6100 de lei e despre oameni cu minte, jocul cuvintelor. N-o lăsați. Folosiți-o. Pe curând. Seară bună. Bravo.